Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Simona Bostan, realizatoarea emisiunii Arta de a trăi și astăzi avem ca invitat în emisiune pe doamna doctor Lavinia Melania Bratu, biolog, psiholog, nutriționist și lista poate continua. Dar cred că o să vă obișnuiți cu dumnea ei pentru că este o adevărată enciclopedie. Pentru mine este într-adevăr o ființă care mă inspiră, care dacă o privești îți dai seama că deja poți să devii mai bun și cred eu că este un exemplu de urmat. Astăzi vom vorbi un pic despre nutriție și vom porni de la citatul lui Hipocrate care spunea ca hrana să vă fie medicament și medicamentul să vă fie hrană. Edison este cel care spunea la începutul secolului 20 că medicul viitorului nu va mai scrie medicamente, ci se va îngriji de sănătatea corpului prin hrană și de înlăturarea cauzelor care produc bolile prin nutriție. În anul 1960, una dintre cele mai luminate minți ale vremurilor noastre, dr. Linus Pauling, câștigător al premiului Nobel de două ori, a inventat medicina ortomoleculară. De fapt, dr. Pauling a fost în chimie ceea ce a fost Einstein în fizică. El a fost considerat al doilea om de știință în ordinea importanței al secolului al XX-lea, care a demonstrat că dacă îi dai organismului moleculele adecvate de care are nevoie, cele mai multe boli vor fi eradicate. Lucru care mai devreme l-a spus și dr. Schussler, care a demonstrat importanța hranei, pentru că fiecare organ are nevoie de săruri minerale esențiale. Și el a demonstrat că starea de boală se instalează din cauza unui deficit de săruri și minerale, dar dacă acest deficit este corectat în timp util, organismul are posibilitatea de a se vindeca. Așa putem continua cu foarte mulți cercetători și medici care au adus o contribuție esențială în această știință care este nutriția sau arta de a ne hrăni, dar cred că trebuie să o lăsăm pe Lavinia să ne povestească și să ne încânte cu cunoștințele ei. Draga mea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Îți mulțumesc și te felicit pentru emisiune și vă felicit și pe voi, cei care ne priviți la această emisiune. Sună tare, tare când ai spus arta de a trăi, este wow, cu toții cred că ar fi bine sau e de dorit să ne aplicăm asupra acestei arte cu grații. Pentru că așa cum mi-aduc aminte un citat, nu mai știu de unde l-am luat, cred că cea care a scris Eat, Pray, Love, o carte foarte bună cu un film așa și de reajucat de Julia Roberts, ea spunea așa, grația te poate duce în locuri în care puterea voinței și efortul nu poate ajunge. Da, eu mereu spun că în această artă de a trăi, cea mai mare provocare pe care noi o avem acum, cred că este simplitatea. Simplitatea care este cumva un lux, simplitatea în nutriție care este un firesc. Și atunci când vorbesc despre nutriție, eu mă gândesc la simplitatea și la tradiția pe care o aveam și pe care cumva am păstrat-o mulți dintre noi și cam așa ar trebui scris o carte de nutriție. Ceea ce este fascinant, pe lângă ceea ce ai spus tu, Simona, este că acum studiile, cercetările, vin să demonstreze chestiuni pe care noi le aveam din moș strămoș. Străbunii noștri știau să aleagă plantele, străbunii noștri știau să-și organizeze cumva mesele în funcție de bioritmul lor firesc, intuitiv. Pentru că noi suntem creați într-o perfecțiune uimitoare dacă ne gândim doar la o celulă din corpul nostru și cât de multe se întâmplă într-o celulă. E uimitor cum suntem construiți și avem și acest manual de instrucțiuni de folosire în această artă de a trăi, pe care intuitiv noi ar trebui și e de dorit să-l atingem, să-l înțelegem. Aici poate că influența acestui secol informațional cu atât de multe informații, nu? Aici poate că ne buruiază un pic frecvența aceasta intuitivă și drumul către simplitate până la urmă.
Ai spus foarte frumos, știi că mi-am notat pentru că mi-ai dat un gând de apropo de medicina ortomoleculară. Mi-am adus aminte și eu de gânduri celebre, nu o voce, mai multe voci ale secolului 20 care spuneau că medicina viitorului va fi genetica și nutriția. Nu este întâmplător că se vorbește despre o era nutriționismului foarte intens. De ce? Pentru că pur și simplu avem foarte multe alegeri. Pentru că pur și simplu suntem bombardați la tot pasul de alegeri nutriționale, mai puțin sau mai mult, mai degrabă le-aș spune alimentare sau ceva de mâncat, care nu au nicio legătură cu hrana până la urmă. Exact. Și aici este provocarea cea mai mare, cred, în nutriție, atunci când merg să vorbesc în conferințe sau când mă gândesc în primul rând la nutriție, îmi aduc aminte vorbele lui Georg Scrinis, este cel care a introdus termenul de nutriționist pentru prima dată. A fost super controversat atunci, pentru că de atunci cumva s-a pus o lumină asupra mâncării ca și nutrienți de descoperit în adâncul lor, lucru care este foarte bun în medicină, în prevenție, în tratament, dar în același timp a dus spre ortorexie într-o altă direcție, din păcate, care ne rupe de intuiția pe care o avem. Ce spune George Scrinis? George Scrinis spune așa: cred că piramida alimentară ar trebui să aibă doar două părți. Hrană naturală, hrană lăsată de Dumnezeu, de creație, care are legătură cu pământul, cu apa, cu aerul, cu soarele, e firesc, și hrană industrială, chimizată, procesată, creată de om, care este plină de aditivi, de acele euri care cred că intră într-un mare, mare conflict pe care încă nu l-avem demonstrat și imaginat cu starea noastră de sănătate și exact cu ce spuneai tu, Simona, cu micro și macro elementele de care avem nevoie să funcționăm și nu doar fizic, ci și la nivelul psihismului nostru. Pentru că mâncarea nu înseamnă doar proteine pentru corp, pentru structura osoasă. Mâncarea înseamnă nutrienți pentru claritatea minții, pentru a ieși din zona anxietății, a fricii, pentru a intra în lumină, într-o zonă de perseverență, de putere, de curaj, de a fi eficient în tot ceea ce împlinim. Și ne dorim cu toții asta. Și este o, cumva un semn de întrebare acum după anul 2020. Toate studiile longitudinale făcute până acum spun că nu vor mai fi bolile cardiovasculare cele care vor necesita cea mai mare atenție, pentru că decesele vor fi cele mai multe din această cauză. Se pare că degenerescențele cognitive, se pare că depresiile, anxietățile, Alzheimerul care s-a pornit acum de la 40 de ani să se manifeste, ceea ce este îngrijorător. Cu toții ne dorim o minte trează până în ultima zi de viață. Ne dorim să fim sănătoși și ne dorim să fim cu capul pe umeri, cumva, în această viață până la sfârșit. Și cred că aici vine, din punctul meu de vedere, aici vine legătura și cu psihologia, Simona, aici vine dorința de a deschide în ochii celor care ne privesc și pentru cei pe care scriu, de a înțelege că, da, hrana de astăzi înseamnă, poate, sănătatea de peste 10, 20 sau 30 de ani, sau din contră. Pentru că corpul poate duce mult timp euri, produse care n-au nicio legătură cu nutriția, dar poate că nu până la capăt așa cum ne-am dori. Și, în plus, hrana are o informație nutrițională, cum ai spus, și are o informație de viață prin toate enzimele care le conține mâncarea naturală și aceste elemente. Aceste enzime înseamnă viață, fie că de care categorie o fi, ele înseamnă viață. Și mâncarea are rol nutrițional și are rolul de energie vitală, vitalitate. Una e să mănânci din zona aceea naturală, care are legătură cu soare, creație, cu tot ce avem și noi, și alta e să mănânci dintr-o zonă industrială, tehnologie. Nu spun că această mâncare nu este comestibilă, însă nu este ceea ce își dorește corpul într-un procent mai mare de 10% pe zi, de exemplu. Asta înseamnă că ai voie să guști un biscuit, o napolitană, o bucată de ciocolată, să mănânci, dar să fie în dieta ta într-un procent de 10-20%. Restul să fie acea hrană integrală. Exact, natural. Să avem grijă la vii, pentru că gastronomia nu mai are de-a face cu nutriția. Mâncăm calorii goale.
În afară de asta, așa cum spunea domn profesor Mencinikovski, pe care eu l-admir și i-am citit toate tratatele și l-am avut la conferințe invitat, suntem ceea ce mâncăm, dar și ceea ce nu mâncăm. Mâncăm calitativ, mâncăm vitamine și minerale, suntem sănătoși. Dacă nu mâncăm, apar deficitele. Iarăși o problemă pe care o să o abordăm probabil și te provoc într-o emisiune viitoare, funcția cerebrală și microbiomul intestinal, care este foarte important și este, cred eu, vital în ziua de azi. Foarte puțin oameni înțeleg legătura dintre intestine și celelalte organe. Foarte puțin oameni înțeleg că este baza în nutriție, absorpția, excreția. Categoric. Da. Categoric. Da. Și eu sunt adeptă, deci după masterul care l-am făcut aici în Germania, în nutriție, care într-un fel mi-a schimbat viața, pentru că în facultate înveți, faci generalități, dar specializări trebuie să le urmezi după aceea și efectiv cred că a fost cea mai bună decizie de a urma cursurile acestui institut, pentru că în primul rând mi-am schimbat eu viața și pe urmă am putut să modelez și viața celor pe care iubesc, oamenii din jurul meu. Și am ajuns la concluzia, la exact ce făceau bunicii noștri. Cred că simplitatea este cea mai indicată. Am ales simplitatea în loc de complexitate. Am ales să reduc volumul unei farfurii, să aleg o farfurie mai mică, în care să pun maxim două lucruri de calitate, care se absorb, da? Care nu sunt antagonice. Exact ca și în homeopatie și probabil într-o emisiune despre minerale și vitamine o să ne spui ce înseamnă un produs sinergetic, ce înseamnă produs antagonic. Pentru că oamenii de multe ori, la vii și aici o să te rog și cu siguranță oamenii își vor nota, nu este normal să copiez ce fac alții, pentru că noi suntem ca individ unic și trebuie să ne mulăm după factorul genetic, după epigenetica, fiecare are un alt stil de viață, dar epigenetica, mediul înconjurător, ne influențează genele, da? Ele pot să favorizeze în evoluție o boală sau o putem ține la statutul de predispoziție. Și aici vreau să te rog să ne spui dacă tu ești de acord cu dietele sau mai repede cu corectarea stilului de viață. Da, e o întrebare foarte bună și îți mulțumesc că m-ai întrebat asta. Știi, fac lucrul acesta, am avut întâlniri în cabinet, uneori lucram și 25 de ore într-o săptămână. Au fost sute mii de oameni în cei 8 ani parcurși pe consiliere într-un stil de viață sănătos, nutriție și mai nou de 2 ani și psihologie clinică. Pentru că psihologia a venit cumva la un moment dat când am simțit că nu sunt suficiente informațiile și am nevoie de ajutor și pe partea psihică în situații în care, de exemplu, intra cineva în cabinet și îmi spunea: știți, eu toată viața m-am chinuit să slăbesc. Sau, știți, eu de fapt am încercat toate dietele posibile și nu știu ce să mă mai fac. Aici nu era vorba doar despre mâncare. Aici nu e vorba despre mâncare. Aici e vorba de emoții, de stil de viață, de adaptare emoțională și situațională în ceea ce ni se întâmplă, ceea ce este în jurul nostru. Și mă întorc înapoi și o să-ți spun că niciodată nu am scris o dietă. Știu că am intrat în conflict cu colegi chiar la început și toți îmi spuneau: nu o să funcționeze ceea ce vrei tu să faci. Ok, dar eu asta simt că pot să fac și asta fac. Nu am nevoie să trimit unui om o dietă pe care s-ar putea să îi se potrivească sau nu, s-ar putea să, dar nici măcar n-are rost să bănuiesc așa ceva. Noi suntem atât de diferiți și pașii luăm treptat și de fapt este un stil de viață, pentru că atunci când corectezi stilul alimentar, s-ar putea să implementezi și un pic de mișcare, s-ar putea să schimbi și somnul, ți se schimbă și emoțiile. Viața cu totul se schimbă în momentul în care schimbi ceva în planul acesta de stil de viață. Niciodată nu am scris o dietă, întotdeauna am căutat să susțin prin cunoștințele mele persoana din fața mea care să-și găsească în timp propriul stil nutrițional.
Cred că fiecare dintre noi are acest challenge pe care îl poate face atunci când este forțat sau când chiar este foarte repede nevoit să facă lucrul ăsta. Poate să-l facă alături de un profesionist, un specialist, sau pur și simplu există persoane, există acești tineri minunați care vin acum, sunt studenții mei, care sunt autodidacți, care au prins niște lucruri apropo de intuiția pe care ei o au și funcționează foarte bine și această autodisciplină și autocontrol prin care își aleg și își câștigă dieta alături de sport, pentru că își doresc să-și arate bine și, mă rog, sunt mai un complex, mai întreg. Deci nu cred în diete. Dacă dietele ar funcționa pentru slăbit, ar fi la fel ca și pastilele pentru slăbit și noi toți am fi perfecți cum ne-am dorit. Dar societatea ne arată de la un an la altul, de la un deceniu la altul, pentru că după anul 1980, s-a întâmplat așa un boom la nivelul de obezitate, o creștere a obezității și a numărului de persoane cu diabet îngrijorător, de sute de ori a crescut numărul lor în procentual. Este clar că aceste diete de slăbit au venit și au făcut ce au făcut? Au făcut să ne fie mai rău, nu să ne fie mai bine. Vorbeai de Hipocrate la început, Hipocrate care este o somitate în ceea ce înseamnă medicina și amploarea pe care a dat-o medicina. Să nu uităm că medicii spun, depun un jurământ atunci când termină facultatea din vorbele acestui om care a spus hrana să vă fie medicament și medicamentul vostru să fie hrană. Tot el cred că a spus, Simona, și faptul că boala pornește din colon, da? Adică, apropo de cât de importantă este legătura, da, dintre sistemul nervos și tubul digestiv și cum ele se influențează. Tot el este cel care a dat termenul de dietă stilului pe care îl adopți tu din punct de vedere nutrițional. Deci, până la urmă, dietă înseamnă felul în care eu aleg să mă hrănesc. Nu înseamnă o constrângere nutrițională, nu înseamnă o privare de alimente, de nutriente. Mă mai întreabă oamenii, sunteți de acord cu dieta aceea, keto, cu dieta... Iertați-mă, n-am testat-o, nu o să o testez și nu am cum să vă spun ceva despre ea. Mi se pare doar că mi-a din nutrienți, apropo de ce spuneai, sunt ceea ce mâncăm și ceea ce nu mâncăm, da? Îmi ia din nutrienți, îmi lasă doar o anumită categorie de nutrienți și asta nu se poate ca la un moment dat să nu se simtă ca un mare dezechilibru în corpul meu, în starea mea, în funcționarea mea. Poate nu acum, dar poate peste jumătate de an sau poate peste 3 ani. Da? Și asta este o dietă keto care... Chiar ar fi bine să fim foarte atenți, mai ales noi femeile, după anumită vârstă în care nevoia de structurare a calciului este vitală și această dietă keto, de fapt, ne privează de aceste minerale. Deci termenul de dietă este ceea ce eu aleg să mănânc, nu este o constrângere de niciun fel. Iar dieta înseamnă acest echilibru între toți macro- și microelementele de care are nevoie organismul. Profesorul Mecinikovski, care mi este și mie foarte drag și de la care am învățat atât de multe, de la el am auzit prima dată că corpul are nevoie undeva la 50 de nutrienți într-o zi. 50 de nutrienți însemnând minerale, vitamine, macro, micro, da? Păi, astea nu avem cum să le luăm decât dintr-o hrană controlată, niște suplimente naturale, da, pe care le citim bine, suntem cu ochii mari deschiși să fie acele produse naturale, da, de sinteză, cât de bine se armonizează acestea în organism și cu organismul nostru. Pentru că nu mai putem să trăim într-o lume în care spunem că doar alimentele ne-ar putea furniza asta, pentru că nu mai avem timp să le luăm, pentru că nu mai avem timp să mergem să culegem pe fiecare dintre noi fructe de pădure, de exemplu, și atunci le luăm din niște suplimente în care avem încredere și în care vin să completeze dieta noastră. Da, probabil într-o emisiune viitoare ni se va alătura și domn profesor Mencinikovski, care ne va explica diferența între suplimentele fără gluten, fără lactoză, fără maltodextrină, fără dioxid de titan, pentru că majoritatea probioticilor au acest dioxid de titan și sigur cred eu că va fi foarte interesant să ni se alăture, deși este altă generație, dar eu le admir pentru că este o sursă inepuizabilă de informație și cred că atâta timp cât nu ne întoarcem la ceea ce exista în trecut, calitatea și simplitatea alimentului, nu facem decât să ingerăm lucruri care sunt greu digerabile, care mai târziu duc la colonul iritabil. Colonul iritabil este cel care creează inflamație, boli autoimune, cancer, diabet, etc. Foarte important este că
se spune că Dumnezeu nu a lăsat boală fără remediu pe pământ. Adică în natură avem tot ceea ce ne trebuie, numai că generația noastră nu mai are timpul să stea în mijlocul naturii. Poate că ar trebui cumva să ne întoarcem la vechile obiceiuri sau prin aceste emisiuni la vis să încercăm să le spunem oamenilor cum arată o zi de nutriție. Simplu, hrana pentru creier. Ce facem la cei cu intoleranță la gluten? Cum să ne creștem IQ-ul? Prin nutriție. Și de asta... Denumirea emisiunii am pus-o eu, am chinuit vreo 3 săptămâni, n-am fost inspirată, încercam în german, încercam tot. Într-o noapte am zis arta de a trăi, pentru că le cuprinde pe toate. Ce mâncăm, cum gândim, cum relaționăm. Și am zis că în această emisiune vom cuprinde absolut tot, pentru că nutriția și psihologia sunt foarte legate, iar eu... Te-am admirat și te admir și te urmăresc și atât de frumos combin și cred că dai soluțiile pe care ceilalți nu le dau, pentru că dacă îți vine un pacient care nu are timp să mănânce, mănâncă compulsiv sau mănâncă o singură dată pe zi și își blochează metabolismul, eu cred că trebuie să învățăm să-și recunoască greșelile și singur își vor da probabil un stil de viață sănătos. Tu fiind omul care le arăți ce fac bine, ce fac rău, de fapt tu îi corectezi, te conectezi cu acei oameni, că asta înseamnă, pe lângă psihologie, nutriție, coach, să știi să asculți acel om și la sfârșit, prin interviu, știi să-l coordonezi, să-l întrebi, crezi că este bine ce faci tu dimineața? Sau crezi că este bine că îți începi ziua fără apă? Și aici, Lavi, aș vrea totuși să ne spui așa, să ne dai niște soluții, pentru că le-am repetat și eu în atâtea emisiuni. De ce trebuie să începem ziua cu consumul apei? Cred că aceasta este prima lecție, dacă pot să-i spun așa, nutriție. Mi-aduc aminte de un profesor în școală care ne spunea, dacă nu învățați oamenii să bea apă, nu învățați despre diete și regimuri și despre nimic altceva, pentru că n-au înțeles primul pas și fără el nu poți să mergi mai departe. Și mi-a rămas în minte și așa este. Degeaba învățăm să bem, să mâncăm într-un fel sau altul dacă nu ne hidratăm, iar noi suntem într-un nivel de hidratare, mereu fac această metaforă și nădăjduiesc să vă rămână aproape și să vă inspirați din ea. Mereu spun că celula noastră arată ca un bob de struguri împlinit, copt, frumos. Așa arată celulele noastre, dacă sunt hidratate. Dacă nu sunt hidratate, imaginați-vă că arată precum o stafidă, da? Celula se stafidește și mai mult decât atât, se mai și acoperă cu o peliculă de grăsime care este colesterolul. Dacă nu am o rețetă atât de simplă pentru eliminarea colesterolului, în primul rând trebuie să bei multă apă. Adică persoanele care au colesterol au aceste celule ale noastre stafidite, acoperite exact cu colesterol și prima rețetă, după care este fantastic ce se întâmplă în organismul celor care au aceste dislipidemii, este că încep să slăbească, încep să se simtă mult mai bine, de la pur și simplu un regim hidric controlat, da? Conștient, împlinit. Pentru că persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și cu dislipidemii după 40 de ani au o problemă cu toții. Nu au timp să se hidrateze și nici nu s-au gândit la asta prea mult. Și este o chestiune generală. Noi în psihologie spunem tipul psihocomportamental A. Pentru că există un tipar de adaptare din punct de vedere al psihismului și emoțiilor la mediul de viață, ceea ce generează aceste lucruri. Apa, de ce este important să bem apă? Ne naștem 90% apă. Omul poate trăi fără mâncare mult timp, dar fără apă nu atât de mult timp. Apa este cea care regenerează și ajută organismul să-și păstreze funcționalitatea. Mai este o asociere foarte frumoasă, ca să vă amintiți cât de importantă este apa și cât de prețioasă este pentru corp. Suprafața pământului este acoperită cu aproximativ 71% apă, mări, oceane, ape. Și corpul unei persoane adulte are aceeași proporție și sincronicitățile astea sunt incredibile dacă le citim și când putem să le citim și să le vedem, că nu sunt întâmplătoare.
Acum, de ce să facem apă, de ce să bem apă dimineața? Asta este cea mai importantă lecție, așa cum mi-ai spus, Simona, de ce să bem apă, este cea mai importantă lecție nutriție din punctul meu de vedere, pentru că schimbă cu totul felul în care te hrănești și te raportezi la hrană. Dimineața când te trezești, gândește-te că corpul tău a stat în planul orizontal toată noaptea, în care această limfă, care e cumva ca un aspirator, care reușește în plan orizontal să treacă prin tot corpul, pentru că sistemul limfatic nu are o pompă cum are sângele, inima respectiv. Și atunci limfa, care reușește uneori să se mai stazeze, să avem picioare umflate sau degetele umflate, știți senzația aceea, ei, în timpul nopții reușește să fie precum un aspirator și să ia toate rezidurile din stres oxidativ, din ceea ce am consumat din ziua anterioară. Deci, practic, detoxifierea corpului se realizează natural. Se întâmplă asta în fiecare noapte în corpul nostru. El știe să facă asta. Și dimineața când ne trezim, ca să împlinim acest proces de detoxifiere, avem nevoie de o cantitate generoasă de apă. De ce? Pentru că prin această cantitate de apă, prin dușul interior, pentru că facem un duș în exterior, e normal să avem nevoie și de un duș în interior cu o cantitate generoasă de apă, se întâmplă această eliminare a toxinelor prin urină și prin scaunul de dimineață. Este foarte important să ne gândim că asta are nevoie organismul dimineața, firesc, dușul interior. Și că asta startează metabolismul, curăță organismul. Asta înseamnă până la urmă a fi atent la corpul tău. Nu pot să mă trezesc dimineața și să-mi fac o cafea, pentru că, ok, pot să ajung la această deprindere, dar este una care în timp mă va costa cu siguranță, pentru că corpul primește ceva care nu este în 100% în armonie cu el. Cafeaua este procesată, solvențată, prăjită, da? Este foarte bună pentru trezire cognitivă. Este excelentă pentru tot felul de prevenții, diabet, antioxidant, perfect, dar ea trebuie băută din punct de vedere al răspunsului nostru hormonal, undeva la 3-4 ore după ce ne-am trezit, da? Și nu pe secreție de cortizol super crescută pe care o avem dimineața. Da? Deci cafeaua ar fi bine să nu fie, dacă o beți acum la început și nu beți apă, faptul că schimbați și că beți apă la început și după jumătate de oră cafea, este un pas enorm. Dacă aveți și îndrăzneala și puterea să o mutați și la 3-4 ore, și mai bine. Și o să vă dau o poveste. Bunicii noștri când se trezeau dimineața, știu că e de mult, dar e fain, sunt fain de poveștile. Bunicii, străbunicii noștri se trezeau odată cu prima luminiță, la ora 5. Nu stăteau să-și facă cafeaua ca să pornească la muncă. Și erau așa voinici, erau așa bucuroși, erau sănătoși oamenii de munte. Da? Deci un moft că eu nu mă pot trezi. Ba da, cortizolul tău este în cea mai mare creștere atunci, mai are un vârf după masa, dar și testele, Simona, de cortizol se fac dimineața, la prima oră, pentru că atunci suntem, da? Și ăsta este hormonul puterii, da? Și al acțiunii, hai să facem. El și testosteronul. Deci ai toate uneltele să te ridici din pat. Dacă ți este greu dimineața să te ridici din pat și ai nevoie de o cafea, asta mai degrabă dă un semn că viața ta este destul de, adaptarea ta la ce ai de făcut este destul de greu. Ai, vezi cum te trezești dimineața. Dacă te trezești bucuros, că ai o nouă zi, oameni pe care îi întâlnești, lucruri de făcut, wow, și astăzi fac chestia aia și fac... Asta înseamnă sănătate, pentru că e o sănătate a corpului, că nu te doare nimic, e o sănătate a relațiilor, a celor pe care îi vezi, asta e sănătatea socială, e o sănătate emoțională, că mă bucur de tot ce am de făcut, că sănătatea înseamnă mult mai mult decât să nu te doară nimic. Și asta înseamnă că viața mea decurge fain, pentru că mă pregătesc iacătă, mă trezesc cu bucurie și cu recunoștință că m-am trezit și nu mă doare nimic și am de făcut lucruri și beau o cantitate mare de apă și revin la cantitate și merg mai departe în ceea ce am de făcut. Da, duș, igienă și 30 de minute nu consum absolut nimic, las apa să-și facă treaba de detoxifiere în organismul meu și să mă simt super bine și eliberat după jumătate de ceas, pot să trec la altceva, pot să, depinde de fiecare, dar aici lucrurile sunt super discutabile, sunt subiective, depinde de activitate și de fiecare de pașii pe care era de făcut. Acum, cantitatea de apă.
o să vă zic 600 de mililitri și o să ziceți, wow, la vine e foarte mult. Știu, e foarte mult dacă nu bei apă. Dar nu spun că de mâine să beți 600 de mililitri. 600 de mililitri, de ce este așa o, nu-i 500, 600? Pentru că există un tratament japonez cu apă, vechi de foarte mult timp, și vă invit să dați un search pe Google, tratamentul 600 mililitri de apă dimineața. Și o să vedeți câte boli previne acest banal și simplu tratament pe care, dacă îl faci ca stil de viață, înseamnă prevenția anumitor boli. Este absolut firesc. Adu-ți aminte de fiecare dată că poți să pui 200 de mililitri, poți să pui 300 de mililitri și o să ajungi așa cum sunt și eu în unele situații când merg undeva la un hotel și am o singură sticlă de 500 de mililitri, trebuie să plec neapărat să-mi iau apă pentru că mie nu mi-ajunge acea apă pe dimineață. Da? Pentru că în prima oră m-am obișnuit să beau până la un litru de apă, în prima oră jumate, prin tot ceea ce fac eu în ritualul de dimineață. Ai răbdare cu tine? Fă pas și pas cu pas, intră și caută despre această informație legată de apă, o spun și eu, o spune și Simona și dacă ne asculți, Doamne ajută, creditează informația asta, este cel mai valoros pas în nutriție. Dacă începi să bei 600 ml dimineața, să faci jumătate de oră pauză și apa să-ți fie cumva prieten de nădejde, când, când ai treabă, când te simți înfometat, când orice, când te simți spărat, bei un pahar mare de apă, vei schimba cu totul stilul tău de viață pas cu pas. Pentru că se schimbă ceva în metabolism, se schimbă ceva în chimie internă și atunci se schimbă cu totul perspectiva încet, încet, pas cu pas. Deci asta este povestea legată de apă. Amintește-ți de detoxifierea care se întâmplă, amintește-ți de bobul de strugure care este plin și stafida care este deshidratată și amintește-ți că nu este întâmplător acest tratament cu 600 de mililitri, e vechi de când lumea, taman din Japonia, sunt oameni care au și o cultură atât de vastă în medicină și în stil de viață și în zi de azi. Beau un ceai alături de voi, nu-i cafea, nu că n-aș bea și cafea, îmi place și e atât de addictiv, de-aia o controlez. Și Simona bea un ceai. Da, deci bea un ceai și ăsta este iarăși un obicei fantastic pe care să-l ai și să te bucuri, să bei un ceai bun, apropo de japonez, pentru că ei trăiesc cel mai mult longevitatea, cea mai multă în toate zonele cu longevitate înaltă, în toate zonele, cum e Anglia, unde se respectă, au tradiția ceaiului și nu au întâmplător. O au pentru că pur și simplu ceaiul reprezintă în momentul în care bei un ceai, cum spunea academicianul Ovidiu Bojor, da, care, Doamne, a fost propus la premiul Nobel prin anul 1986, cred, da? Adică, wow, o somitate. El spunea, atunci când bei un ceai, ai nu numai un picior de sănătate, ai și un picior de spiritualitate pe care îl pui în tine. Pentru că plantele au legătură cu creația, cu soarele, cu clorofila, cu pământul, cu Dumnezeu, cu fiecare cum crede creația. Exact, și Lavi, aici un pic vreau să spun că Japonia este țara cu cel mai mic procent de cancer de colon și nu întâmplător, pentru că ei dimineața curăță. Este o mare greșeală, te-ai trezit să fugi la frigider până tu nu ai eliminat toxinele. Este ca într-un tratament cosmetic, adică vrei să ți se aplice o mască de aur, dar tu ai uitat să faci acel gomaj, acea curățare în profunzime. Cred că același lucru se întâmplă și cu corpul nostru. Curăță și după aceea introduc alimente de calitate. Categoric sunt în același gând, și mă gândesc la persoanele care suferă de constipație și ce probleme apar și la nivel de psihism, că este o inadaptare totală la ceea ce înseamnă constipația în sine, este tradusă psihosomatic ca o inadaptare la viața ta, la ceea ce faci, la ce muncești, la cu cine trăiești. Ai nevoie să te trezești. Ai nevoie să te trezești pentru că asta înseamnă emoționalul nostru când nu e bun, înseamnă că se răsfrânge asupra organelor și că la un moment dat disfuncțiile apar. Pentru că boala nu apare cu fizic brusc și dintr-o dată. Boala apare ca un semnal că ceva de-a lungul timpului în stilul nostru de viață, și când spun stil de viață mă gândesc la hidratare, la mâncare, mă gândesc la relații, mă gândesc la emoții, mult, mult, mult la emoții, toate acestea influențează și poate că dacă nu ai citit până acum nimic din psihosomatică, vreau să-ți aduc doar un argument apropo de emoții. Atunci când eu sunt furios, atunci când eu mă frământ, când mi-e frică, când am o stare de vină sau rușine, creez o chimie în corp.
Pentru că aceste emoții se leagă de niște neurotransmițători, se leagă de sistemul hormonal și se leagă de microbiom până la urmă, da? De flora bacteriană, pe care poate vi se pare ciudat, dar să știți că o întreținem cu emoțiile noastre, întreținem cu gândurile noastre, bacterii care răspund într-un fel prin ceea ce noi gândim și simțim. Și bacteriile se spune în momentul acesta că reprezintă de două ori mai mult decât celulele în corpul nostru. Adică noi trăim într-o simbioză la nivel corporal, noi suntem celulele noastre care alcătuiesc corpul și de două sau de trei ori mai multe bacterii. E uimitor. Adică poate că acum aflați, pentru că și pentru mine a fost wow când am aflat. Evident, aceste emoții influențează tot ceea ce înseamnă această simbioză între corpul, celulele noastre și aceste bacterii și, repet, prin chimia pe care o declanșează. Că până la urmă e o chimie internă, toate pornesc de la cap cumva. Starea mea de bine îmi dă o stare de un pH care îmi favorizează un metabolism, un microbiom, o stare funcțională bună. Frica, anxietatea, ura, grijile, vina, toate îmi creează o chimie internă în care ADN-ul, imaginează-ți ADN-ul care curge ca un lanț, așa, curge pur și simplu, curgând ADN-ul când suntem supărați și mânioși, e ca un arc încins. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că poate în timp lucrurile astea ne uzează într-un fel sau altul. Nu numai că nu trăim frumos, apropo de arta de a trăi, dar ne și îmbolnăvim. Adică ajung în corpul nostru toate aceste gânduri, toate aceste emoții, ajung să schimbe chimia. Flora intestinală trebuie să fie într-un echilibru, Lavi, și cred că trebuie să avem grijă să nu predomine flora patogenă, pentru că studiile arată că bacteriile decid dacă suntem grași sau slabi. Va fi un alt capitol în care vom avea alături un cercetător din Germania care a scris 10 tratate despre microbiomul intestinal, dr. Matthias Olhaber, este șeful echipei de cercetare de la dr. Volz și vrea să ni se alăture pe viitor și ne va da toate informațiile și toate exact de acolo din fabrică, tot ce a fost la baza acestor tratate. O să-l avem și pe dr. Volz alături, care dr. Volz, tatălui Siegfried Volz, este născut în România, deci avem un cercetător care a luat premiul Nobel român, care a dezvoltat totul aici în Germania. Lucrurile astea le-am aflat la aniversarea a 50 de ani a acestui concern, unde am reprezentat România și am fost foarte mândră când s-a spus Rumenian, Siegfried Volz vine din România. Și eu sunt foarte mândră cu oamenii noștri deștepți, pentru că România la viare niște oameni fantastici, de o inteligență aparte. Referitor la această floră patogenă, deci trebuie să fie echilibru în toate, pornind de la Hipocrate, care se referea la microbiom, după aceea la Ilia Mecinicov, care a făcut un studiu privind longevitatea, pornind de la flora intestinală, după aceea doctorul Otto Warburg. Deci pe viitor vom învăța pacienții și doritorii noștri de cultură, de a învăța cum să trăiască în adevăratul sens al cuvântului. Adevărul este că a trăi înseamnă să fii sănătos, să ai energie, să fii pozitiv, nu să te târăști. Și să ai și bucurie. Și să ai și bucuria și recunoștința că ești parte dintr-o creație, dintr-o uimitoare desfășurare de forțe, de... Nu știm, da? Nu știm, că la nivel subtil e atât de greu să înțelegem, da? Da. Este adevărat, pentru că noi n-am ajuns aici nerespectând anumite reguli. Eu sunt un om care m-a apucat de studii medicale la 30 de ani, deci viața mea s-a schimbat, dar mi-am dorit schimbarea, mi-am dorit să schimb ceva la mine și cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea. Sunt un om care tot timpul încă am de șlefuit. Nu sunt un om perfect, dar din puținul care îl știu, încet să le transmit și celorlalți. Și sunt și un om foarte disciplinat, așa cum am văzut că și tu faci. La mine disciplina este baza. Corect. Este baza.
gândirea pozitivă, entuziasmul, mai îmi spun băieții mei când mai ieșim împreună, deci ei acum sunt la 1,90 m, zice, mami, poți să te poți și tu normal că ne văd colegele de facultate, că te zbânțui prin magazin. Adică chiar dacă am o zi proastă, încerc să o transform, Lavi, și o să ne vorbești un pic cât de important este gândul bun de dimineață. Că dacă îți plantezi de dimineață, eu vreau să transform imposibilul în posibil. M-am trezit dintr-un vis urât, dar folosesc dimineața toate elementele ca să-mi iasă ziua așa cum mi-o doresc eu. Tocmai spuneam de cortizol, că este hormonul cel mai ridicat dimineața și nu este favorabil, pentru că el susține procese care, de care nu am nevoie chiar atunci, în momentul acela, da? Am nevoie de dopamină, care este hormonul motivației, am nevoie de serotonină, care este hormonul fericirii, stării de bine. Sunt foarte multe studii care arată cât de important este ce facem dimineața și ritualul de dimineață și cred că ăsta este unul dintre ceea ce, atunci când am o ședință de coach, pentru mine este foarte important să stabilim ce facem în prima jumătate de oră sau o oră, depinde de cât timp are persoana, pentru că dacă este o persoană singură are 2 ore, poate, dacă este plin 3 copii, poate are doar jumătate de ceas. Sau cum spunea Tony Robbins într-un speech apropo de ritualul de dimineață, dacă n-ai 10 minute dimineața pentru tine, n-ai viață. Da? Deci e foarte important cum mă pregătesc eu dimineața și poate și cum mă culc seara, dar dimineața, că despre asta vorbim acum, adică mă trezesc și care sunt gândurile mele, trebuie să mă gândesc asemenea unui om care se pregătește, se antrenează în orice și mă antrenez pentru ziua care urmează, pentru tot ce o să vină către mine, emoții, situații, am nevoie de autocontrol. Da? Am nevoie de o eficiență. Și atunci este firesc să mă antrenez dimineața pentru asta. Și asta înseamnă pentru fiecare altceva. Poate să însemne 10 minute de rugăciune, 10 minute de meditație, poate să însemne acel jurnal care poate părea ciudat, dar este atât de important să ai un jurnal în care scrii dimineața câteva gânduri. În toate cărțile cu oameni de succes la nivelul acesta, în toate planurile lumii, are Tim Ferriss niște cărți geniale despre asta, oamenii ce scriu un jurnal, adică imaginați-vă pe oameni care conduc sute de oameni, scriu un jurnal, au un jurnal. Este fantastic cât de mult contează să scrii câteva gânduri. Gândurile de dimineață, ce emoții ai atunci, 3 recunoștințe, wow, asta este o stare extraordinară. Dacă dimineața reușești să scrii 3 recunoștințe pe care le ai în momentul acela, este uimitor, uimitor, pentru că se întâmplă o chimie care te pregătește pentru ce ai de făcut mai departe, da? Vine, se spune că niciodată nu poți să ai abundență în viața ta dacă n-ai recunoștință. Exact. Și vrei să pornești spre abundență și eficiență, păi nu pornești așa cu cortizolul și strâns tot. Pornești cu ceva care sunt recunoscătoare. De ce? Pentru că lângă sunt copiii care dorm și sănătoși sau pentru orice, sau pentru că uite, văd soarele care sare, Doamne, o să fie o zi cu soare, sintetizez vitamina D, mă bucur de soare, mă bucur de lumină, orice, se schimbă chimia internă, sportul este fantastic în prima ora dimineții și sport nu înseamnă ceva stretching, înseamnă ceva ce poți să faci, pentru că inclusiv la nivelul creierului se eliberează niște nutrienți care schimbă chimia creierului, curăță celulele nervoase. Prin această activitate sportivă de minim 15 minute dimineața, niște studii fantastice. Deci ritualul de dimineață e musai să stai un pic cu tine, să te rogi, să meditezi, să-ți fixezi o intenție. Este o carte întreagă scrisă de Dr. Dyer Wine, Puterea intenției. M-am uitat pentru că o văd în bibliotecă, Puterea intenției. Să stai, eu mă pun în genunchi și mă gândesc, Doamne, astăzi îmi doresc foarte, foarte tare să pot să ascult oamenii cu adevărat. Să fiu atentă la oamenii cu care îi întâlnesc. E o intenție. Poate ți se pare ciudat, dar ai să te surprinzi. Ai să te surprinzi că îți fixezi un mindset și creierul te ascultă că e al tău. Îți fixezi un mindset și ai să te surprinzi peste zi fiind conectat autentic și ascultând oamenii. Și zici, wow, fii atent că intenția mea funcționează. Da? Wow, ce fain! Și orice altceva, da? Gândește-te că tu îți faci un mindset, o putere a minții tale pe care o pui conștient în viața ta. Universitatea Duke are un studiu fantastic în care spune, l-am citit recent, că oamenii fac cam 40% din acțiunile de peste zi ca o deprindere în mod inconștient.
Adică nu selectează, nu gândesc, nu se gândesc, nu judecă și nu sunt atenți la ceea ce fac. Asta este foarte mult. Exact. E foarte important să ne trezim și să fim atenți. Și când mâncăm și când vorbim. Ai vorbit de atenție, Simona, și cred că ăsta este, în momentul în care lucrez cu oameni, Jordan Peterson, care este unul dintre cele mai luminate minți ale momentului și care este un psihoterapeut celebru în momentul ăsta, Jordan Peterson spune atât de fain, omul are nevoie de două chestiuni pe care le-a pierdut, să fie atent și să asculte și să spună adevărul al treilea. Dacă tu înveți să-l asculți pe celălalt, dacă tu ești atent și spui adevărul tău, toată viața ta începe să intre într-o aliniere, într-o verticalitate, într-o comuniune, de fapt, pe care toți o căutăm, chiar dacă nu știm la un moment dat ce căutăm și ce se întâmplă, de ce nu, de ce avem un blocaj în viața noastră. Pentru că ai nevoie de conectare, ai nevoie de ceilalți. Strigă după ajutor, cere o mână. Despre asta e vorba. Da, la lucrul ăsta mă gândeam și eu, pentru că eu îmi încep ziua la viei trecând prin foarte multe experiențe de tot felul în viața mea și pot să spun că fiecare experiență m-au ajutat să mă ridic poate mai puternică de fiecare dată și mai înțeleaptă și să învăț din greșelile mele care nu mai trebuie să le repet. Primul lucru, deschid geamul și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit o zi în care pot să-mi strâng copiii în brațe, în care să mă bucur de ce înseamnă viață. După aceea, până îmi fac ordine, că am și eu disciplina mea, îmi pun o muzică clasică care stimulează emisia de pozitroni. Și o să vorbim într-o emisiune, o să avem și un compozitor și un neurolog din Republica Moldova care va veni în emisiune. Cum muzica clasică influențează scăderea colesterolului, creșterea IQ-ului, scăderea glicemiei și vom face o echipă de oameni frumoși. Am învățat la vie și să nu mai las gândurile negative să-mi saboteze ziua. Nu mai vreau. Nu mai vreau să mă las sabotată de gânduri negre. Și e foarte important, deci înainte îmi scrindeam pe frigider sau în birou câteva citate care, indiferent prin ce treceam, mă stimulau. De am schimbat percepția și am duce la capăt, cum să spun eu, această lucrare, că tot ceea ce se întâmplă în noi este o lucrare de desăvârșire, pentru că ne naștem cu o anumită predispoziție, dar noi avem capacitatea să facem astăzi ceea ce mâine poate să ne asigure binele sau succesul. Mm-hmm. În acest sens. Da. Eu vreau să spun ceva, Simona. Am avut de două ori, mi-a venit gândul și acum trebuie neapărat să spun. Te rog mult de tot. Vreau să fac parte din această comunitate și vreau să fac parte din aceste emisiuni, nu doar să vin să vorbesc. Am nevoie și eu, atunci când ai alți invitați, vreau să văd ceea ce discuți cu ei, pentru că mi-am notat câteva lucruri și sunt convinsă că invitații tăi vor veni cu un plus informațional și inspirațional și pentru mine. Așa că te rog frumos, nu vreau material cu noi, vreau și eu să fiu parte atunci când ai un invitat, indiferent că este din România sau din altă parte. Avem atâta nevoie să ne inspirăm cu bine unii pe alții. Pentru că cred că această lucrare de care vorbeai este de fapt bucuria de a avea un rost și nu de a avea un rost ca să ai succes. Pentru că un om de succes nu înseamnă că a avut succes și undeva pe un piedestal. Un om de succes înseamnă, așa cum ai spus, ajung, înțeleg ceva și vreau să dăruiesc mai departe. Vreau să dau și celorlalți tot ceea ce eu am înțeles sau ceea ce eu fac și simt din toată ființa, am această convingere că face bine. Deci, draga mea, cred că o să faci parte din această echipă și de săptămâna viitoare vom avea și susținerea echipei de la Thermomix România, care va face și meniuri, cum va arăta o zi de alcalinizare. Ce trebuie să mâncăm în ziua respectivă și atunci o să am nevoie de ajutorul tău. Hrana pentru un copil inteligent,
hrană pentru diabetici, dulciuri pentru diabetici, rețete hipocalorice și și aici în Germania este echipa Thermomix care ne ajută la facultate, dar atunci ar trebui să facem în limba germană, ar fi mai greu. Așa că avem susținerea acestei echipe, vom avea medici din toată România și este fantastic și mă bucur pentru că e și o afinitate între noi și în afara faptului că îmi ești un om extrem de drag și sunt eu emoționată de câte ori te văd și la ce poți să dai mai departe și modul cum transmiți la vii. Deci tu, pe lângă multă știință, dai așa un echilibru, dai o stare de bine, că de-aia am spus, dacă te-am putea pupăci să ne contaminezi și să te luăm toți în brațe, ar fi fantastic să ne contaminezi cu tot ceea ce oferi tu. Îți mulțumesc foarte mult pentru ce îmi spui. Sunt emoționată și bucuroasă, așa ca un copil. Știi, cred că mai mult decât informație, oamenii au nevoie de conectare, avem nevoie să ne simțim unii pe ceilalți autentici, așa cum suntem, cu vulnerabilitățile, cu plusurile, cu minusurile pe care le avem fiecare. Cu mare drag, voi fi mereu alături de tine și eu sunt recunoscătoare, poate odată să povestim și de unde a pornit și la mine, aproximativ la 30 de ani, căutarea aceasta spre sănătate. Fiecare avem povești de viață care le putem da mai departe. Nu vreau să închei înainte de a îți mulțumi și de a-ți ura succes și a vă mulțumi și vouă celor care ne priviți, vreau să neapărat să vă aduceți aminte de bobul de strugure și de stafidă, neapărat să vă aduceți aminte de apă dimineață și de recunoștința pe care puteți o puneți în zilele voastre. Cred că astea sunt cele mai importante idei pe care aș vrea să le las către voi. Da, dragi telespectatori, astăzi am avut-o în emisiune, o emisiune de excepție pe doamna doctor Lavinia Melania Bratu din Timișoara, un om foarte drag mie și cu siguranță o veți îndrăgi și va fi în fiecare lună prezentă în emisiunile noastre. Vă mulțumim și vă dorim să trăiți sănătos și inteligent. Doamne ajută, mulțumesc!